Bună seara, dragii mei, bună seara, noapte, bună somn ușor. Bună seara, dragii mei, cu soarele meu Venus ascende în nodul nord în Fecioară. Aceasta este etalarea pentru carieră și sănătate din partea mea, Tarotela. Dacă o să întârzi cu celelalte două părți, aveți răbdare pentru cei care sunteți eventual în altă țară și nu vă culcați, sau cei care nu aveți somn. Să-mi fac o cafea mare și mă strădin din toată, eu știu, puterea, cu toată energia, să fac Fecioară și Balanță noaptea asta, așa cum promisese. În privința carierei, ați primit deja mesaje. Mesajul de la înger, de la oracole specializate pe așa ceva, da? Pe carieră sunt specializate oracolele, ați primit călătorie. Se pare că pentru unii scopul vieții implică călătorie. Să călătoriți eventual, văd în spate un avion, poate chiar peste hotare, ca să munciți. Dar știți foarte bine că casa a șasea a muncii, simbolizată de Fecioară, implică, de fapt, călătorii scurte. Poate unii aveți călătorii în țară de făcut pentru muncă. Alții, o parte dintre voi, cu anumite marcaje, călătoriți peste hotare. Eventual, poate vreți să vă întoarceți de peste hotare, unde ați muncit, unde ați încercat să vă câștigați existența, să vă stabilizați finanțele. Încercați să veniți acasă unii dintre voi. Posibil călătoria să fie și pe cale virtuală, pe internet, poate lucrați în domeniul calculatoarelor. Da. La capătul setului de cărți ați primit studiu. Studiu. Evident că trebuie să studiați. Ori această călătorie, ori deplasarea, eu știu, ori jobul care vă propun, care vine posibil de la un drum, poate vi se face o ofertă pentru unii. Oricum știm că majoritatea, nu toți, dar majoritatea cei cu Fecioară, anumite planete, în mod special Luna sau Venus, sunt foarte studioși. Sunt foarte studioși și bănuiesc că acestor categorii de Fecioare vă place să citiți, să cercetați, să vă educați și să vă ajutați să vă întăriți încrederea în voi, în mintea voastră, să vă găsiți, să vă dezvoltați o minte mai clară prin studiu, prin cunoaștere. Și evident că studiu în domeniul carierei vă ajută să și avansați în post. Probabil că studiați unii dintre voi. Nu musai, în general, studiați cum să avansați în post. Poate studiați, repet, cum să călătoriți sau jobul care vă propune o călătorie. În continuare, după studiu, apare protecție. Dacă vă faceți griji despre această călătorie, nu uitați că sunteți protejați și sunteți susținuți. Sunteți susținuți. Eventual, dacă e o călătorie ca în care trebuie să vă vindecați, vă veți vindeca pentru că aveți vindecătorul. Sau veți vindeca un aspect al vostru. Dacă ați fost plecat și vreți să vă întoarceți în țară din niște motive, vă veți vindeca această durere, că e o durere să stai departe de casă, da? În continuare, unii dintre voi, că știm că Fecioara studiază medicina în mod special sau cum să se vindece, călătoria în sine va aduce protecție, susținere și vindecare, da? Călătorind mai aproape ori de idealul vostru, ori de carieră în care puneți multă pasiune, ori veniți mai aproape de cei dragi, că văd totuși inima aici la chakre și vă vindecați, evident, în tot acest context. Și repet, unii dintre voi s-ar putea să studiați medicina sau o latură a medicinei. Este complex, evident. Este un dar spiritual pe care, repet, cei cu planete în Fecioară, nu musai fecioarele, cu planete în Fecioară, îl dețin. Că de fapt știm că această casă înseamnă curățenie, înseamnă tabieturi de zi cu zi. Și pentru că în privința chakrelor ați primit chakra a doua, a patra și a cincea, posibil că unii dintre voi vreți să studiați medicina, eventual să fiți doctori cardiologi, oreliști sau, în fine, poate chiar specializați pe tiroidă, că e chakra a cincea a comunicării, reprezentantă fizic de tiroidă, sau specializați pe ginecologie, pentru că aveți, da, și știu mulți doctori ginecologi care au planete în Fecioară.
pentru că aveți chakra a doua a sexualității, a creativității. Eventual, dacă nu sunteți voi acești medici, călătoriți, studiați această călătorie ca să vă vindecați în aceste trei, să zic, privințe. Vreți să vă întâlniți cu un medic, ginecolog eventual, cardiolog sau specializat pe, nu știu, cum se numește, acum îmi scapă, din cauza că stau așa, să nu deranjez, e o oră târzie, pe tiroidă. Vreți să vă studiați eventual, să faceți analize? Vedem că vorbim și de sănătate și de carieră. Oricum, dacă e carieră, succes, studiu și reușită vă doresc. Studiul ăsta durează. Haideți să și clarificăm, da? Ia uite, la drum, da? 3 de bute, călătorie. E clar că... Și vindecare. Ce frumos. După o chestie toxică, poate aveți niște adicții sau ceva v-a afectat. Aici ați fi voi. Eventual, semn de pământ. Interesant. Clarificăm călătoria. Interesant ce ați primit. Ați primit de două ori balanță pentru unii dintre voi. Deci călătoria a fost clarificată de 6 de monede, taur sau balanță. Și la capătul setului de cărți aveți justiția, iar balanță. Vreți să faceți, să vă echilibrați viața profesională, să zicem, dar cred că și în sănătate, după o perioadă de mari trădări și suferințe fizice, pe care poate unii dintre voi le-ați ținut secret. O nemulțumire, o ofertă, poate să fie și un job, poate să fie și o ofertă sentimentală, ceva, dacă văd un contract aici, o relație, ceva nu a mers într-o direcție. A trebuit să aveți multă răbdare, temperanța și să vă vindecați pe multe căi, inclusiv spirituale, să vă vindecați și să renașteți. Eventual să vă refaceți finanțele, pas cu pas, valetul de monede. Și ați fost foarte, foarte stresați, 8, 9, 10 de spade. Am spus că s-ar putea să fie o ofertă pentru că aceasta este cartea împrumuturilor bancare sau ofertelor financiare. Cineva s-ar putea să vină să vă cheme la un job, să vă ofere niște bani în plus, să vă echilibrați financiar și va trebui să călătoriți. C-o fi având legătură cu o balanță, c-o fi având legătură cu o chestiune legală, un contract, iar variază. Balanța își ia bune și rele. Interesant e că la capătul setului acesta de cărți, în direcția asta, există un rege de cupe. Există un vindecător, există o dragoste sau o satisfacție. O dragoste pentru job, satisfacție sau ceva care vă aduce împlinire. Dar trebuie să vă mișcați, faetonul. Nu musai cu mașina, trebuie să călătoriți, da? Să călătoriți. Și această călătorie vă aduce mari satisfacții, mari bucurii, cum am zis, vă vindecă și vă scoate dintr-o stare de stagnare, vă aduce stabilitate și eventual vă îmbunătățește credința, vă ridică stima față de voi. Posibil să aveți parte și de un contract sau eventual să vă rupeți de un contract, să intrați într-altul. Clarificăm studiul. Studiați. Interesant, aici sunteți voi, 9 de monede, drăguți, 9 de monede, 2 de 2. Poate vă spune ceva. Încercați să vă faceți planuri, cum să vă bucurați de o colaborare, că vorbim de carieră, nu de dragoste. O colaborare benefică, pozitivă, plăcută, armonioasă. Pentru că în spate aveți totuși o regină de spade. Trebuie să tăiați ceva. Eventual un avocat, o avocată, un contract. Însă, într-un fel sau altul, vreți să manifestați acest as de cupe. Un proiect, un job care vă satisface, da? Că vorbim de carieră. Și aici sunteți voi, nu, care... Vă concentrați pe independența voastră financiară. Însă clarificarea acestui studiu a venit cu asul de bute. Vreți să studiați cum să vă revitalizați viața, să eventual un nou proiect la care puteți lucra cu pasiune. Posibil să fie și creativ, pentru că aveți totuși chakra a doua a creativității, sexualității, dar
și comunicați, ce drăguț mesaj, și comunicați printre a cincea și comunicați din suflet că aveți și chakra a patra a inimii, da? Posibil pentru unii să vă doriți să cântați sau să creați ceva care va trebui împărtășit, da? Ceva, vreți să faceți ceva din pasiune. Asta e clar, vreți să faceți ceva cu toată pasiunea, ceva care vă reprezintă. Vă reprezintă, repet, ar putea să fie o chestie creativă pentru unii dintre voi. Posibil, care aveți marcaj, pentru că apare Venus, da? Pentru că apare Venus aici, varianta e preîmpărăteasă. Poate vă doriți o colaborare care vă stimulează această creativitate, această latura voastră, da? Studiați. Eventual, repet, vă faceți planuri de viitor. Cum să vă recreați cariera? A mai apărut și la alte semne acest doi de pâte. Cum să vă recreați direcția în viață? Pentru că toți trecem prin mari transformări după situația mondială prin care am trecut. O să fac pauză și amestec pentru sănătate. Dragii mei, foarte interesant, a vrut să se rearate. Să reapară 6 de monede. Cu siguranță că vă echilibra și sănătatea. Și într-un mod practic, dacă ați fost în colaborări dezechilibrate, da? Dacă ceva ați refuzat sau ați oferit cuiva care va refuza și va dezechilibra viața, ceva s-a întâmplat, da? Poate ați avut și niște discuții cu cineva care v-a dezechilibrat. Un trio tot a fost într-o formă sau alta. Începe să vă reechilibrați. Repet, primiți bani, eventual, ca să vă refaceți finanțele și sănătatea. Poate unii ați avut probleme, doamnele, eventual cu ovarele. Unii sau alții, poate chiar cu rinichii. Și începe să... Ia uite, regele de bâte. Regele de bâte mi-aduce aminte de asul de bâte din carieră, dar... Iar e o chestie de creativitate, asta pentru carieră, dar vorbim de sănătate. Creșteți un pic, vă crește cheful de viață. Sănătatea, regele de bâte, arată a semn bun. A putere. Putere fizică. Și de alt gen, dacă sunteți bărbați și căutați așa ceva, da? Regele de bâte. Semn de foc. Eventual, începeți să aveți încredere în voi și în puterea voastră de muncă în momentul în care simțiți că vă refaceți sănătatea. Vă echilibrați patru de bâte și simțiți că renașteți. După o perioadă în care a trebuit să aveți răbdare, să vă reechilibrați, să investiți în voi, în echilibru vostru, iar vorbind de echilibru emoțional, spiritual, poate ați practica vindecare prin tehnici alternative, prin spiritualitate, prin... Prin îngeri, am zis. Ce interesant că v-a venit două cărți, 7 de bâte și 3 de spade. Repet, o situație la locul de muncă sau în viața personală v-a afectat profund sănătatea. Eventual, pentru unii v-a afectat inima. Inima voastră este decepționată și la propriu și la figurat. Însă 7 de bâte învățați să nu mai puneți eventual la inimă anumite lucruri și să vă concentrați pe... Bucuria voastră pe 10 de cupe. Știm foarte bine că regele de bâte înseamnă zodia leului, în general. Și zodia leului e reprezentată de inimă și ați primit la chakre și chakra inimii, da? Eventual, tot ceea ce ați experimentat a fost dintr-o situație. Unii ori ați fost foarte deschiși, alții foarte închiși. Variază. În general, fecioarele sunt mai închise emoțional, în general, emoțional, da? Emoțional și sentimental. Se gândesc la chestiuni practice. Dar, cu acest 10 de cupe și cu această lună, lume, vreau să zic, și acest 6 de cupe, simt că primiți ajutor. Simt că primiți ajutor și dacă decepțiile, iluziile v-au afectat, puneți capăt. Niște iluzii, eventual, și decepții peste hotare. Ați crezut că peste hotare vă găsiți fericirea, sănătatea și cred că unii dintre voi v-ați înșelat. Dar, puneți capăt și o luați într-o nouă direcție, începeți un nou capitol în care primiți ajutor de la cineva care vă...
Un semn de foc. Pentru unii, un număr dintre voi, pentru că apare regele și regina, 6 de cupe, fostul, fosta, și 7 de spade. Cred că unii ați fost într-o relație, într-un cuplu, într-o căsătorie și a trebuit să vă separați. Și probabil că ați aflat niște minciuni, niște strategii ale partenerului și aceste lucruri v-au afectat foarte mult sănătatea. Însă învățați să-i blocați și dacă ei mai vin să se lupte cu voi, eu zic că îi blocați, totuși vă luptați cu cei care vă atacă inima, într-un fel sau altul, și vă luptați să vă vindecați. 10 de cupe e de bine, 10 de cupe e super bine. Am zis, leitmotivul sănătății este reechilibrarea voastră. Și dacă a fost între eu, repet, la locul de muncă, sau ați lucrat în două joburi, sau v-a obosit jobul și nu v-ați putut ocupa de relație, dar înțelegeți. Începe să vă reechilibrați energiile, să investiți energetic acolo unde trebuie și să vă recăpătați încrederea în voi. Cam aceasta e. Vă pup, pa, pa!